Bine v-am regăsit la o nouă ediție Cube Arena, o ediție în care vorbim despre respect. Este una dintre acele ediții în care vorbim despre respect și de data aceasta vorbim despre respectul față de lege. Respectăm sau nu respectăm legea? Cine altcineva putea să fie alături de mine dacă nu conferențierul universitar dr. Cristian Clipa? Bună Doctor, ca să ziua. fie clar că Bună ziua. amândoi invitații mei au doctorat, adică și doctorat pe bune. Cristian Clipa, avocat, dar și profesorul Bună Adrian ziua. Cali, doctor, și trebuie să spunem așa, Și fraierul Revoluției. și nu, eu nu pot să susțin același lucru, eu sunt totdeauna, în replica asta cred că o să facă până la unul și fraier al Revoluției, nu e fraier, este unul dintre oamenii pe care Atunci noi eu avem mi-asum respect. rolul de profitor al Revoluției. S-a mai spus și asta. Și eu, suntem doi. Da. Ca toți ceilalți, cei mulți. Așa e. Da, suntem unii dintre profitorii ai Revoluției care îi respectăm pe cei care Desigur. se consideră, Absolut. așa zis, și fraieri. Deci cu respect și ne-am propus să vorbim despre lege. Acum, domnul profesor Calin spunea, înainte de a intra în emisie, am avut o lungă, noi am mai făcut o emisiune înainte de a intra în emisie, dar trebuie să spunem că a fost o îndelungă dezbatere pe teme de legislație și nu numai. Și vorbeam că legea este un produs, și o să ne spună domnul Clipa, Politic. politic. Da, pentru că legea este până la urmă rezultatul unui aranjament politic, a voinței politice a unei majorități parlamentare. Vorbim de-a lungul istoriei, pentru că amândoi sunteți legați foarte strâns de istorie și ați făcut. Da, Am domnul fost și profesor, colegi la facultate. dar domnul profesor Cali poate să ne spună, de-a lungul istoriei, cum este cu respectul față? S-a respectat vreodată legea? A existat. Nu, legea totdeauna a fost făcută de învingători. Cei care au învins au făcut posibilă punerea în aplicare a idealurilor pe care ei le-au promovat. Aia nu înseamnă că ceea ce au promovat a fost bine. Și chiar înainte de emisiune am vorbit despre acel moment pe care noi l-am trăit. 1991, când s-a introdus Noua legislație, când au început să noua apară noua Constituție Constituție. și a fost chestia cu mandatele. Dar vedeți totuși ce interesant. S-au șters mandatele lui Ion Iliescu de până atunci. Dar mai țineți minte ce s-a întâmplat în timpul acelor, când oamenii îl contestau pe Ion Iliescu. Au fost 4 mineriade. Dar acele au fost mișcări ale lor, tocmai ca Da, să. tocmai de-aia. Deci, exact ce spunea domnul conferențiar, s-a creat un haos ca să se facă ordine. Deci a fost acel haos, Da. acele. Mă rog, eu cred că după ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89, era nevoie de o nouă Fără Constituție. discuție. România funcționa după o Constituție din 1965, intrată în vigoare la 21 august 1965, și care, mă rog, consacra o republică socialistă Deservea cu niște interesele. valori. Sigur că da, bineînțeles. Adică, de ce insist pe ideea că legea este un produs politic? Și aș merge puțin mai departe. Aș zice că legea este, de fapt, rezultatul unui compromis ideologic. Gândiți-vă la valorile consacrate de Constituția din 1965. Se vorbea despre Partidul Unic, despre Partidul Comunist Român ca forță conducătoare, despre împrejurarea că mijloacele de producție se găseau în proprietatea statului, că economia era centralizată, că democrația era de fapt o democrație socialistă, care, mă rog, îți interzicea de pildă să protestezi împotriva politicilor promovate de Partidul Comunist Român, iar odată cu intrarea în vigoare a Constituției din 91, sigur, imediat după decembrie 1989, prin niște acte normative care au precedat Constituția, din punct de vedere ideologic, lucrurile s-au schimbat, iar Constituția din 91 a întărit această schimbare. Adică ai trecut de la modelul partidului unic la un model bazat pe pluripartidism, în general pe pluralism. Pe pluralismul formelor de proprietate, pe pluralismul politic, pe pluralismul social, pe ideea că democrația implică inclusiv participarea electoratului, a națiunii la guvernământ, ai exclus ideea de partid unic și așa mai departe. Eu vreau să, pentru că nu întâmplător, dăm un sens de fiecare dată fiecărui subiect. Când vorbim despre asta, putem să înțelegem și noi cei mulți,
Până la urmă, pentru ce este făcută legea? Aici e întrebarea. Vedeți, avem o clădire imensă în București, se numește Casa Poporului. Pe acolo adăpostesc, și care adăpostește, aleșii poporului. Aleșii poporului, după aceea vorbim în numele poporului. Din punctul meu de vedere, cel puțin, lucrurile sunt simple. Sigur că s-ar putea ca omul de pe stradă, care nu are neapărat contingențe cu zona dreptului. Și nicio cultură. Și nicio cultură juridică și nici până la urmă nici nu are obligația să o aibă. Pentru că așa cum noi juriștii, sau cel puțin unii dintre noi, avem o cultură juridică, medici au o cultură medicală, istoricii la rândul lor au o cultură istorică și sigur că în fiecare dintre noi, în funcție de școala pe care am urmat-o și de specializarea profesională făcută, avem un anumit profil de cunoaștere, da? Ori, mie mi se pare că legea este de fapt un instrument de conservare a ordinii publice, a ordinii de drept, a statalității. Legea nu e dedicată neapărat celor guvernați, cât mai ales conservării relației dintre cei care guvernează și cei guvernați. Comunitățile umane astăzi sunt foarte mari. Ele nu se mai pot autoguverna. Nu se mai întâlniți modele de democrație participativă, implicativă, total implicativă. Ai niște elemente de democrație participativă. Sigur, de pildă referendumul este o excepție de la caracterul reprezentativ al democrației. Puterea în stat se exercită de către popor la nivel teoretic, dar prin intermediul unor autorități publice reprezentative, autorități pe care le alegem urmarea scrutinurilor organizate, dar în mod excepțional poporul se poate exprima prin referendum. Numai că vedeți că modelul acesta sau instrumentul acesta participativ e cumva exact cum spune domnul profesor Cali, șubrezit. De ce? Poporul poate vota la referendum când este convocat de o autoritate publică. Dacă este convocat. Dacă este convocat, și atenție, foarte important, e chemat să răspundă la întrebările care îi se pun. Exact. Nu răspunde la o problemă neconturată. La referendum ești întrebat. Sunteți de acord, de pildă, ca Parlamentul să fie monocameral și numărul de parlamentari să nu depășească 300? Da! Mai sunt câteva pârghii. Pe... Câteva aici pârghii... e o întreagă discuție, pot să explic și de ce putem făcut. Să vorbim despre asta, dar... Apropo de respectul legii. Mai vorbim despre legislație, că ne-am propus să facem o serie de emisiuni și ce pârghii ar mai avea și cei cărora li s-ar adresa legile. Celor mulți vorbim. Mai sunt câteva pârghii și mecanisme prin care i-ar putea să genereze fortuit niște inițiative sau să impună. Dar vorbim mai târziu. Pe de altă parte, aș vrea să vă întreb așa. De-a lungul istoriei, legile au fost și cele care au asigurat progresul. Vorbim de un Cuza, care a avut câteva elemente. Hai să vedem dacă e în contrapondere un... Cred că domnul Cali e mai... Păi Cuza, ați văzut ce a pățit... La un moment dat, când a mers puțin mai departe cu ceea ce vroia, l-au obligat să plece. A venit celălalt. Bine, avea și multe alte bubițe, păi, care puteau și vulnerabilități. Da, după aceea cel care a venit a dat Constituția din 1866 și vedeți, e greu să te duci elevilor să povestești că aceste Constituții, cea din 1866, cea din 1920, sunt democratice în virtutea faptului că așa zicem noi. Dacă ne uităm în realitate ce s-a întâmplat acolo, să nu poată vota femeile, să nu poată vota magistrații, să nu poată vota militarii, păi, numai de democrație nu era vorba, dar ele sunt prezentate drept democratice. Pentru că vin acele vremuri. Pentru acele vremuri, da. După aceea vin aceste constituții. Libertăți. Da, aceste constituții comuniste care sunt considerate nedemocratice, dar culmea, acolo femeile au dreptul de vot. Adică cum chiar... le situăm, domnule? Nu, eu cred că până la urmă democrația trebuie privită diferențiat în funcție de epocă. Da. Eu rămân la ideea că, de pildă, Constituția de la 1866
A fost o constituție bună, progresistă la vremea ei. Aia e altceva. Bună, da, și dar nu inclusiv democratică, nu democratică pentru standardul de democrație de mijloc de secol IX. Adică trebuie să încadrăm istoric foarte exact. Foarte exact. Să nu uităm că drepturile electorale ale femeilor încep să-și facă apariția în Europa, cel puțin, cam după 1900. După 1900. Și apropo de povestea cu dreptul de vot al femeilor, acum sigur că nici Constituția din 1923 n-a marcat un salt spectaculos în materia dreptului electoral ale femeilor, dar nu interzicea dreptul de vot, ci instituia prin Constituție posibilitatea elaborării unei legi speciale în baza căreia adică femeile... S-a lăsat o portiță. Da, noi, eu am să fac acum o paralelă care s-ar putea să pară forțată. În realitate eu cred că nu e. Imaginați-vă o paralelă între modul în care au evoluat din perspectiva reglementării juridice drepturile femeilor și maniera în care evoluează astăzi, tot din perspectiva reglementării juridice, drepturile minorităților sexuale. Deci, și al celorlalte minorități. Instrumentul de reglementare e cumva același. În Constituția din 23 se spunea: chestiunea dreptului de vot al femeilor va fi rezolvată pe calea unei legi separate. Astăzi, Codul Civil spune în felul următor, după ce tratează instituția căsătoriei: chestiunea reglementării pactelor civile, care cumva reprezintă surogatul, da, de model juridic depus în locul căsătoriei, între persoane de același, va fi rezolvat pe calea unei legi separate. Adică, da, și apropo de modul în care s-a impus legislația, CUZA a impus statutul dezvoltător cu forța. Cumva printr-un instrument juridic foarte asemănător asumării răspunderii. Adică dacă ai mus, ai cu plăcere. Asumării răspunderii guvernului în fața parlamentului, răspunderii politice în fața parlamentului. Dar să știți că asta e o tradiție cumva în istoria instituțională a acestei țări. Eu mi-aduc aminte, după intrarea în vigoare a Constituției din 1991, am avut un statut al funcționarilor publici intrat în vigoare tot la 8 decembrie, dar în 1999, tot prin asumare de răspundere. Îmi permit să vă atrag atenția că și actuala legislație civilă, actualul cod civil, n-a fost adoptat prin procedură regulată, ci și-a asumat guvernul răspunderea pe codul civil, pe codul penal, pe proceduri. Noi n-avem niciunul dintre cele... Toate cele patru mari coduri au intrat în vigoare în această țară prin asumarea răspunderii. Și ulterior, de pildă, codul civil a suferit ajustări printr-o lege de punere în aplicare, un produs constituțional discutabil, nu intrăm acum în analize de ordin tehnic. Dar asta e de fapt tradiția instituțională a acestei țări. Deci, monumentele legislative, adică legislația grea, mare, de mare amplitudine, n-a putut trece prin dezbaterea parlamentară, pentru că, ocupanții acelui spațiu nu au neapărat o cultură juridică sau o pregătire. Eu cred că noi nu avem ceea ce se numește o tradiție a dezbaterii parlamentare autentice. Și ne este cumva teamă de asta. Dezbaterea parlamentară autentică poate să fie una care se poate dezvolta, ideea că să aibă sens, da, să aibă și conținut, e adevărat, să aibă și priceperea și ai nevoie care... și de oameni mai pricepuți. Păi asta zic, în momentul în care faci o dezbatere publică, ea trebuie să aibă esență, trebuie să aibă bază. Păi, și dacă tu ai oameni care... Până la urmă ajungem la chestiile alea, adică parlamentul... Oameni care și-au scris doctoratele, sunt doi oameni care au cercetat și care au făcut doctorate pe bune, oameni care și-au scris doctoratele pe bandă rulantă, oameni care au scris... Când tu legiferezi, ieși tu din pușcărie, după în urma unei infracțiuni, ai dat cu scrisul de numărul de volume, când tu te lauzi... Știți că în literatura, vorbim de literatura față franceză, de lege, că aruncăm tot felul de... În literatura juridică franceză se vorbește despre caricaturizare instituțională. Caricaturizare instituțională. În momentul în care tu institui niște norme cumva în bătaie de joc la adresa societății, ajungi foarte repede în situația în care reacția socială va fi următoarea: dar de ce aș respecta legea dacă, de pildă, pușcăriașul poate ieși din pușcărie pentru că a scris două cărți? E un nonsens. E cumva o monstruozitate asta. Dar de ce e o monstruozitate? Pentru că tu de fapt îl pui pe cel aflat în executarea unei pedepse privative de libertate. Condamnatul a ajuns acolo urmarea săvârșirii unei infracțiuni și a unei hotărâri judecătorești.
cumva pe aceeași linie, pe același nivel, cu cel care face cercetarea autentică, cu cel care prin profilul profesional este cumva chemat să scrie cărți. Cel care, de fapt, dezvoltă o activitate creativă. Deci cel care... Vedeți ce bine a spus. Așa este și Parlamentul. Parlamentul a adunat de partide, alianțe, etc., etc., din persoane. Măcelari, vânzători de ceva, ajung în Parlament să legifereze. Păi e o mare problemă, că de asta, asta e ideea de caricatură. Deci ei, ei sunt oamenii aia care fac pe stradă una și acolo trebuie să scoate legi. De unde să scoate legi? Și atunci, vedeți, într-o democrație, legea nu este, legea sau regulile legislative nu sunt adoptate democratic, sunt adoptate forțat. De ce? Da, dar pe de altă parte vorbim așa, legea este un produs politic. Exact. Când se duce acolo o masă de oameni, de pe niște liste ale unui partid, afirmația se mea, duc să facă ce li se spune. Exact, afirmația exact, mea este ideea. Una foarte gravă, pentru că ea duce cumva la concluzia că textele legislative se stabilesc la nivelul conducerii partidelor care la un moment dat dețin puterea politică. Iar parlamentarii, aceia care sunt trimiși acolo prin listele de partide de regulă, sunt doar niște ratificatori. Apropo de, adică ridicatori de mână. Gândiți-vă, da, și gândiți-vă la cum anume funcționează de fapt lucrurile, că tu ai un lider de grup politic în cameră care prin niște semne de tipul deget ridicat sau deget coborât. Asta în cel mai bun caz la vedere. Da, la vedere. Se votează într-un anume fel. Ei, da, lucrurile astea se întâmplă pentru că, de fapt, e tributul pe care îl plătim formei democratice de guvernământ. Am o a doua veste proastă. Păi, nu democrația și meritocrația nu au nicio legătură. Una, sunt utopii? Sunt cumva, adică e moralitate. Foarte greu să ajungi să menții un guvernământ democratic, adică reprezentativ, una este și în egală măsură absolut. Oamenii ăia să fie merituoși. Pentru că, din păcate, democrația reprezentativă, care implică vot universal, da, implică partide care au nevoie de bani, care au nevoie de finanțare, care sunt ele partidele cumva... Alcătuite din oameni cu un profil intelectual modest, nu vreau să spun mai multe, care sunt parazitate de interese. Parlamentul nostru arată astfel astăzi și din această pricină. Exact. Pentru că nu e deloc eficient pentru un partid să promoveze meritul, exact, valoarea autentică. De ce nu? Pentru că de regulă cel care a stat prin universități pe bune și a făcut și a construit un profil intelectual autentic, e capabil să gândească, noi să genereze idei, n-a avut timp să facă bani. Exact. Ori partidele au nevoie de oameni care sunt dispuși să finanțeze. Un partid este o structură care are nevoie de finanțare. Oamenii trebuie să înțeleagă mecanismele reale și de ce au nevoie partidele, dar în contrapondere trebuie să vedem și ce am putea noi, fără să fie descurajat, pentru că dacă e să vorbim așa, vorbim utopic în sensul că noi și ceilalți ar trebui să intrăm într-o zonă de conservare și de trebuie să dăm dovadă de realism. Fără aspirații, bun, dăm dovadă de realism. Dar ce facem în momentul în care se încurajează lipsa asta de performanță, meritocrația nu mai este o țintă în sine, este nici măcar nu mai devine aspirație. Adică descurajează. Păi, ce facem și nu? În sensul că există niște pârghii care ne-ar putea ajuta să respectăm. Și chiar dacă... Eu consider că momentan nu există. Știți ce facem noi? Noi ne facem așa apropo de semne, cum arăta domnul conferențiar, la sensul giratoriu, știți? Adică ne învățim ca hamsterii în rotița. Deci am plecat de la un partid unic și acum fiecare... care ajunge democrat, bine, hai să dăm la o parte că comuniștii au venit cum au venit. Aceste partide ajung la putere cumva. Nu o spunem. Nu sunt nici mai buni, nici mai răi decât comuniștii. Sunt la un anumit nivel. Vedeți, de fapt fac același lucru ce au făcut comuniștii înainte. Interesele de partid. Aici este foarte... Asta este chestia... Atenție, interesul de partid, nomenclatura exact. Din vechiul asta partid este. Comunist român asta. S-a divizat, exact. S-a regrupat
Și bine, nu mai sunt aceiași oameni pentru că s-a schimbat o generație, două. S-a mai schimbat realitatea istorică. Da, dar până la urmă, în esență, partidele din România funcționează pentru că nu au cum să funcționeze altfel decât după un model al partidului unic. Exact. Partidul se înființează spre a cuceri puterea, în scopul cuceririi puterii politice, și pentru asta partidul e dispus să facă tot felul de compromisuri. Sigur că ai putea să institui o legislație foarte strictă. A fost înființată autoritatea electorală permanentă care poate controla inclusiv finanțele partidelor. Păi deja poate este o legislație specifică. Dar nu e suficient. Cum anume stabilești lista de candidați pe fiecare circumscripție electorală parlamentară în România? La nivel de lider. Sigur. Un președinte ajutat de niște vicepreședinți într-un comitet executiv al partidului stabilește pentru fiecare județ, cu consultarea unora din județul respectiv, a unora foarte puțini, lista de candidați și ordinea lor, pentru că ordinea contează. Una este să fii pe o listă pe primele două locuri și alta este să fii pe a opta poziție în listă, care e neeligibilă. Deci, atenție, din păcate, noi sigur că vorbim de democrație, de democrație reprezentativă, de alegeri libere, dar mecanismele acestea tehnice șubrezesc modelul ideal. Și atunci, pentru că nu poți atinge modelul ideal, cumva trebuie să trăiești la acest compromis. Eu întotdeauna spun, sigur că nu e un model perfect, departe de a fi perfect, dar alternativa care e? Că asta e de fapt problema. Asta vreau. Alternativa partidului unic sau alternativa regimului totalitar este de nedorit. Exact. Și este de neacceptat. Păi unii dintre noi, pentru cei mai simplu motiv, trăit-o. Știm ce înseamnă. Avem un om care pentru simplu motiv, eu de pildă ieri aveam o discuție, am avut o discuție cu un domn foarte cum se cade, părea un tip instruit, care mi-a făcut timp de două ceasuri apologia regimului autoritar. Pentru că avem nevoie de ordine, spunea dumnealui, pentru că avem nevoie de o forță care să coordoneze lucrurile, să recuperăm resursele României care sunt concesionate străinilor, să ne întoarcem la un guvernământ pentru popor și în interesul acestuia. Sigur că... Dar și asta face parte din libertățile pe care ți-l oferă. Da. Dacă era într-un regim autoritar, nu ar fi avut voie. Eu ca jurist bunicel și ca istoric de margine am înțeles că niciun regim autoritar nu e rezonabil. Exact. Nu există regimuri autoritare care să acționeze în mod echilibrat, rezonabil, cu calm, cu responsabilitate. Un regim autoritar, odată întronizat, are tendința naturală de a deveni din ce în ce mai restrictiv, din ce în ce mai liberticid, până când sugrumă orice urmă de libertate. Pentru că, de fapt, dorește să-și conserve puterea. Sigur că da. Orice regim autoritar se duce spre totalitarism. Că e fascist, că e comunist. Și ca să traducem și să rupem și mai mult în mai multe firimituri ideile acestea, asta înseamnă că pluripartitismul, chiar dacă tendințele fiecărui partid sunt să își conserve puterea, să devină tot mai, să acapareze, nu îi permit celelalte partide. Și ce mă spun? Deci sunt trei valori, trei principii care ar trebui să rămână în picioare și care, din păcate, la noi sunt în mare suferință. Primul, pluripartidismul. Da. Eu trebuie să am mai multe partide pentru că trebuie să am și voci critice. Chiar dacă acum, din păcate, pluripartidismul de la noi este profund alterat. Asta zic. Al doilea principiu, independența justiției, unde din nou avem o problemă, nu vreau să intru în ea acum. Și a treia problemă este o presă independentă, unde din nou avem o problemă. Păi aici vorbim despre puterile în stat. Aduceți-vă aminte că toată lumea îmi spune, dom'le, în România presa e independentă. Serios? Păi cum se face că eu, deschizând televizorul cu 10-15 ani în urmă, atunci când eram mai tinerel, auzeam o critică dură, acerbă, în posturile de televiziune, la adresa guvernământului, iar astăzi toată lumea este într-o la dolce farniente. Exact. E într-un fel de epifanie din asta. Asta este pentru că legislația a permis, pentru că respectul față de tot ceea ce înseamnă valori, sau pentru că cei din partide și-au găsit acele pârghii exact în mijloacele de informare. Dacă e să mă întrebați pe mine, eu s-ar putea să e o strategie? S-ar putea să greșesc. Dar atâta vreme cât partidele capătă bani de la guvern,
Aia e o mare problemă. Și atâta timp cât presa capătă bani de la guvern, nu e regulă. Prin intermediul cui capătă bani presa? Culmea este că partidele capătă bani de la guvern, dar televiziunile n-au mijloace, chiar acele independente, n-au mijloace de subzistență, n-au mijloace de a se finanța. Din punctul meu de vedere, un organ de presă, că e presă scrisă, că e post de radio, că e post de televiziune, care capătă și un șvanț, un bănuț de la guvern, nu mai are cum să fie independent. Păi, sunt de acord, suntem de acord și aici. Dar ce faci când ți se condiționează atenție, finanțarea de pe piață? Independența. Păi, da, eu asta spun, e o problemă de lege. Da. E o problemă de reglementare. Asta zic. Pentru că, atenție, noi toți spunem, dom'le, de ce n-ar fi independentă? Că, atenție, dependența sau lipsa de independență a unui post de radio sau de televiziune suferă niște gradații. Da? Poți să fii lipsit de independență printr-o atitudine pasivă, nu critici. Da, dar de la început să faci. Asta este nivelul cel mai de soft, așa, da? Cel mai moale. Mergând până la obediență. Până la imnuri și ode de slavă și de preamărire. Sau și ăla este nivelul maximal sau și mai grețos. Grav, da. Sau și mai grav, mergând până la, și o spun asumat, mergând până la denatura realitatea și a induce în eroare, până la dezinformare. Eu vă spun ce cred. Mie mi se pare că partidele ar trebui să trăiască pe spuza lor. Dar nu e în interesul lor și să aibă o presă și ar fi în interesul lor ca partide, inclusiv față de ceilalți. Deci, nici partidele, și nici trusturile private de presă nu au de ce să fie finanțate. Nu au de ce să fie finanțate. Din ce să se financeze? Aici dacă un partid din activitatea, posturile de televiziune și din publicitate, din investiții. Publicitatea este interdependentă de tot ceea ce înseamnă activitățile de piață. Eu știu. De ce trebuie să o dăm acum la dungă? O dăm cotită. Există posibilitatea trusturilor de presă de a tăia și a avea acces la finanțări private care să nu fie condiționate de politică? Da. Unde? Într-o piață, adică într-o lume în care trusul de presă se comportă. Eu sunt avocat. Eu sunt avocat. Clienții care intră la mine în birou nu vin la mine în birou pentru că sunt trimiși de un partid sau de guvern, ci pentru că au o problemă și au încredere că acolo, în acel birou, găsesc rezolvarea sau speră să o găsească. Mie mi se pare că, sigur, eu nu sunt născut alaltieri ca să nu-mi dau seama că sunt foarte multe contracte care ajung în zona presei, da, ghidonate cumva din spre decizia politică. Sau sunt îndepărtate de un telefon care denotă... Stimați domni, doamne și telespectatori, partidele și telespectatoare. Partidele pot avea propriile organe de presă. Exact, cum aveau pe deci vreme. Eu mi-aduc aminte, asumate. În momentul în care un mare ziar franțuzesc pretinde despre sine că e de stânga, de dreapta, de centru, de ce-o fi, că îi sprijină pe socialiști sau pe populari sau pe liberali, știm din capul locului cum stăm. Dar când tu, organ de presă în România, îmi spui că ești un ziar independent și noi tot știm că susții o anumită parte a eșichierului politic, ei, lipsa asta de onestitate strică lucrurile. Putem să încadrăm asta la lipsa de respect a legislației și o lipsă de... Nu, eu cred că în România nici măcar nu se pune problema nerespectării legii. Că pot să vă spun și sunt foarte responsabil în aceste momente. Cei mai mulți dintre noi respectăm legea. În toate societățile. Lăsăm așa, că luăm o scurtă pauză și să vedem cum respectăm noi legea și cum o respectă ceilalți, contrar din senzație. Convingere, din frică, pentru că așa am fost educați, dar o respectăm. Doar o mică parte dintre concetățenii noștri încalcă legea din diverse motive. Dacă vreți, le putem dezvolta. Imediat, după o foarte scurtă pauză, vorbim și ce înseamnă încălcarea legii.
Am revenit, cu subiectul nostru, respectul față de lege. Cei doi invitați, conferențialul universitar Dr. Cristian Clipa de la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Juridice de Drept, da. De drept. Și domnul profesor Adrian Cali este și revoluționar, nu fraier al revoluției. Să sărim peste asta. Și unul dintre oamenii care au o plecare destul de mare și asupra istoriei și asupra tot ceea ce înseamnă valori. Vorbeam despre cine respectă legea și de ce nu o respectăm. Domnul conferențiar Cristian Clipa, avocat de succes și așa, susține că noi cei mai mulți respectăm legea. Da. Păi cei mai mulți, dar nu știm. Cei mai mulți. Cei mai mulți. Da, cum știți cum e. Cei mai mulți pot să fie 51% la 49% sau... No. Nu aveți dreptate. Nu zic, depinde. Păi tocmai de asta ne-am adunat aici. Sunt statistici. Există o disciplină în planul de învățământ al Facultății de Drept care se numește sociologie juridică. Și de regulă sociologii din zona dreptului fac și statistică judiciară. Și dacă ne uităm pe aceste statistici, vom constata că sub 10% din populația unei țări are o problemă de încălcare a legii. Sigur că și asta cu încălcarea legii... Hai să vorbim acum aceștia, să nuanțăm un pic de ce înseamnă încălcarea legii. Asta vreau să spun. Conștient sau nu, fiecare dintre noi încălcăm legea cam în fiecare zi. Exact. Dacă, de pildă, ai dat drumul autoturismului tău care stă la semafor într-un moment în care culoarea semaforului e de la galben spre verde și n-ai așteptat să se facă verde, tehnic ai încălcat legea. Dacă în calitate de pieton constați că culoarea roșie a semaforului zăbovește de 7, 8, 10 minute și nu trece nicio mașină, ești tentat să traversezi, mi se întâmplă și mie, hai să își o contravenție. Numai că vedeți, și încălcarea asta legii presupune, sigur, și implică, dacă vreți, o anumită scală. Fiecare dintre noi avem un sistem de valori. Cel mai probabil niciunul dintre noi nu am omorât, nu am furat, nu am violat, adică nu ne-am duce în zona gravisimă, n-am agresat, în zona gravisimă de încălcare a legii, pentru că avem sistem de valori, educație, suntem oameni așezați. Suntem raționali. Da? Dacă te grăbești, s-ar putea să treci pe culoarea roșie în calitate de pieton sau s-ar putea să faci o manevră în calitate de conducător auto, deci nu, încalci, tai linia continuă. Sigur că și această încălcare a legii, care e de mai mică însemnătate, tot o încălcare. E o încălcare a legii. Dar asta nu te plasează într-o zonă în care tu să devii realmente periculos pentru societate. Da, apropo de la ce zici dumneavoastră, sunt câteva chestii din astea, că nu știu dacă e încălcarea legii periculoasă, dar ați văzut imaginile cu băieții care se contrează în trafic, cum coboară din mașină. Ba da, e o încălcare a legii. Îi încalcă și legea, există un cod rutier, sper să mă ajute memoria, e vorba de ordonanță de guvern 195/2002 privind codul rutier. Cred că e totuși o ordonanță de guvern și nu e ordonanță de urgență, care face vorbire despre incriminarea faptelor de șicanare în trafic, în termenii incriminării contravenționale sau infracționale. Asta zic, că intră și un zona de infracționalitate. Dacă faptele sunt săvârșite în forme care să ducă la răspunderea contravențională. Când tu scoți de baseball sau instrument de lovire, sigur, ești în zona infracțională. Și, absolut. Și deja este și la tentativă. Apropo de chestia asta cu... Mai este, eu am văzut o fază din asta pe cetății, pe Facebook, că eu nu mă uitam. Noaptea, eu acum câteva zile am fost sunat de o vecină să nu mai calc în casă, că are de învățat la un examen. Și eu m-am întrebat, nu vă spărați, dar am încălcat ora de liniște, că era 20:45 într-o sâmbătă, parcă. Și s-o deranja. Exact, s-o deranja. E bun, am văzut acum câteva zile un băiat din asta,
cu o drujbă din asta, nu știu cum zice, o sculă de aia, tăia un stâlp. Domnul profesor. Tăia un stâlp și noaptea. Dacă nu-ți restitui, dacă nu restitui împrumutul pe care l-ai luat de la un cunoscut sau de la bancă, tot despre încălcarea legii. Știi, domnul, dar zic, asta era o chestie din asta, era seara. Adică cine cum abuzează, sigur, da. De ceilalți. De pildă, dacă o persoană căsătorită angajează o relație extraconjugală, da, încalcă legea, pentru că încalcă obligația de fidelitate prevăzută de codul civil. Dacă îmi fac adică autoritățile sunt foarte multe. Astea, eu nu le înțeleg. De exemplu, v-am zis, era o echipă de muncitori, erau pe cetății și tăiau un stâlp care stătea în fața... Respectăm legea. De ce ai zis că... Domnul profesor, autoritățile acționează prin oameni. Iar oamenii sunt supuși prin natura lor greșelii. Da, autoritatea deci, este cea care trebuie să respecte legea și să-i oblige. Toți trebuie să respectăm legea. Dar în cazul problema ăsta e că nici autoritatea nu acționează prin oameni care să fie în afara păcatului în sens juridic. Gândiți-vă că, atenție, pot greși judecători. Important este să ai mijloace de remediere. Poate greși un funcționar public, poate greși o autoritate prin oamenii săi, pentru că, de pildă, este adoptat o hotărâre de Consiliul Local nelegală. E emis o dispoziție de primar nelegală. Dacă ai instrumente de corecție, că, de fapt, asta e frumusețea dreptului. Există. Ai acțiune în justiție, acțiune în anulare. Hai să vorbim așa. Ce este mai obositor? Ce este mai greu? Să respecti într-o proporție mai mare legea? Sau să tot încerci să o repari, că la un moment dat devine sufocant? Da. Nu, e o percepție, e o percepție greșită. Din toate timpurile, de când există umanitatea, legea a fost încălcată. Și se pare că e cumva în ADN-ul nostru să ocolim rigoarea. Oamenii nu sunt construiți după un specific de tip șabloane robot, și... nu sunt șablonați. Și aveți perfectă dreptate. Da, deci n-am înțeles. Tot noi dinamica... percepem legea ca un șablon. Da. Până la urmă, important e ca statul să fi creat sisteme eficiente de remediere. Pentru că ori de câte ori încalci legea, statul acționează în virtutea prerogativelor sale de a sancționa. Și noi vorbim de așa numitul ius puniendi, da? Dar care este rolul sancțiunii? Să avertizeze, pentru că în viitor să nu mai facem același lucru, să remedieze și să repare eventual răul produs la adresa altuia. Sau să sancționeze. Păi da. Dacă chestiile se... Să pedepsească, să frecvente. Ce înseamnă recidiva? Ce înseamnă model? Ce înseamnă... Acum, trebuie spus un lucru. Sunt foarte puțini recidiviști în zona penală. Și eu nu mă duc... Da? Nu, e la politic. Eu mă duc și spre zona oamenilor care zona dau exemple politică, la nivel de... Că tot vorbeam de sociologie juridică. În momentul în care modelele sunt de așa natură, cei mulți se raportează la modelele la îndemână. Eu ce că este clar că niciun criminal nu va fi un model social. Sigur. Sau un hoț din ăla care intră în... Dar eu cred așa. Dar un hoț cu expunere publică politicienii. Am o altă veste proastă. Să... Am o altă veste proastă. Politicienii să nu sunt și nici nu ar trebui să fie modele. E, atenție, modelele le luăm din familie. Familia este prima formă organizat instituțională de constrângere. În momentul în care te-ai născut, după ce te-ai născut și ai crescut câțiva anișori, primele restricții de care te lovești sunt cele impuse de părinți. Prima autoritate, și de altfel codul civil vorbește despre autoritatea părintească, prima formă de autoritate de care te lovești ca adică în calitate legi, de copil, primele legi și se aplică de către, da, și legile acelea sunt făcute așa cum sunt ele făcute în familie. Dacă părinții tăi sunt responsabili, dacă părinții tăi au sistem de valori, dacă părinții tăi înțeleg ceea ce este bine pentru tine și tu vei crește armonios. Atenție, educația parentală nu trebuie să implice nici toleranță excesivă și nici violență excesivă. Asta nu exclude violența fizică. Și nici restricții extreme. Deci eu când aud de tot felul de mămici și tot felul de fete de-astea care cred ele că noile tendințe în educația copiilor sunt excepționale, nu sunt. Există principii care sunt în felul următor. Palma dată la timp, la 12 ani, s-ar putea să te scutească de pușcăria de la 18.
Deci intervenția fizică a părintelui atunci când eșuează toate celelalte mijloace, domnule, este absolut necesară. Acum jumătate violență împotriva copiilor. Eu vă spun există un lucru. Număr de telefon atenție, la care violență. Eu nu spun că un copil trebuie bătut toată ziua și necondiționat. Dar în momentul adică în care ai epuizat, bineînțeles că nu o susțin, dar în momentul în care ai epuizat orice alt argument, în momentul în care ai făcut efortul, după ce ai făcut efortul de a explica, de a-l determina să înțeleagă, folosind convingerea, un copil căruia îi se permite totul, de acolo pleacă problema. Marea problemă a tinerilor de astăzi, care sunt cumva dezorientați, dezarticulați, în afara socialului, ei sunt asociali, un lucru extrem de grav, este că în familiile lor nu au avut parte de restricții rezonabile. Copilul trebuie să înțeleagă de mic că te poți confrunta în viață și cu un refuz și cu nu, și că nu se poate și că nu e voie, pentru că în viitor, iar următorul lanț, apropo de educația asta de tip concentric, da, circular, familie, școală, autoritate statală. Al doilea cerc este școala. Câtă vreme noi torpilăm școala și câtă vreme eu aud de la colegi de-ai mei din liceele acestei țări că le este frică în calitate de dascăli să facă și educație, că dacă familia a eșuat, cercul 2 trebuie să compenseze. Domnul profesor Cali știe, mă asigur că nu cumva suntem de o generație, eu mărturisesc. În liceu am mai fost și urecheat, am mai fost tras și de perciuni, ba am fost și pleznit. Pe cine n-a fost? Și uite, că... Din generația mea, cam cine n-a fost? Da, atenție, și n-a murit. Eu am respectat cercurile concentrice exact. Da, de pildă, vă dau un exemplu. Când în timpul olei de istorie, atenție, eram distrat. Și mi s-a părut mie foarte hazliu să ridic un picior sau două deasupra băncii, în timp ce profesoara era cu spatele preda. Problema e că poziția dumneaei era de așa manieră încât imaginea clasei se reflecta în niște vitrine care erau în fața eu clasei. Eu cred că profesorii de istorie au și profesoara a văzut ce am făcut. N-a reacționat nici cum pe moment, dar la 2-3 minute ajungând lângă mine în bancă, m-a luat de perciuni și a zis că altă dată dacă mai ridici picioarele, că eu am făcut ostentativ cumva. A murit? S-a întâmplat ceva? Da, da, dascălul a fost suficient de înțelept să nu oprească ora și procesul ce făcea. Da, domnule, nu, atenție! Da, profesorul, este inadmisibil ca astăzi în adică școală... Adică autoritatea ei a rămas neștirbită. Vă dau o veste. Intră profesorul de limba română la clasă, da? Apropo de educația inexistentă. Și din 30 de copii, 25 stau cu ochii în telefon și nu reacționează nici cum. Și se chinuie 20 de minute să ajungă la un nivel de liniște în clasă, exact, cât să-i permită să predea lecția din ziua respectivă. Păi nu vorbim despre lipsă de eficiență. Cine încalcă aici legea? Elevii sau dascălul că nu o aplică? Aici e o discuție întreagă, dar eu vreau apropo să vă spun un lucru. Apropo de respectul față de ce înseamnă normativ. Sistemul e de vină și sistemul instituțional. Pentru că dacă ar exista solidaritate și n-ar exista cost de topor în sistemul educațional, sistemul s-ar îmbunătăți foarte repede. Ne ducem un pic spre respectarea legislației. În momentul în care, că ziceați că nu se mai promovează meritocrația și nu se promovează și că permite legea asta, păi nu intrăm într-un cerc? Când nu o respectăm și când facem? Eu cum spuneam de chestia cu Parlamentul, nu spuneam, dar gândiți-vă câți parlamentari au doctorate plagiate. Deci oamenii ăia, în mod normal, sunt la fel ca și când eram noi, dacă mai țineți minte, când te prindea că copiezi. Țineți minte, era rușinos. Asta, oamenii ăștia cum sunt sancționați în Parlament de faptul că ei se folosesc de niște lucruri care nu sunt ale lor? Bine, asta dăm la o parte, faptul că una se spune în campanie electorală și alta se face când se... Asta o dăm la o parte. Noi vorbim aici de persoane care vin și se laudă cu niște lucruri care sunt furate, că plagiatura înseamnă furat. Este un respect față de lege când exact. Furi, nu este? Nu e un furt. Acum, atenție. Când îți falsifici actele de școală, când îți falsifici diplomele exact, ca să fii remunerat, exact. Unde s-au reglementat toate astea? Câtă vreme nu ai construite sisteme eficiente de reacție. Eu totdeauna am spus, păi, apropo despre asta de, vorbim, până știți unde că în cazul unui plagiat, nu să nu fiți de acord cu mine, dar eu așa cred, în cazul unui plagiat, vinovatul principal
nu e titularul diplomei de doctor, cel care instituția? Ci cel care a coordonat teza. Da, da. Deci eu când aud colegi de-ai mei conducători de doctorat care îmi spun, eu n-aveam cum să știu că e un plagiat. Serios? Înseamnă că tu n-ai trecut prin literatura aia. Exact. Înseamnă că tu nu meriți să fii conducător de doctorat. Corect. Înseamnă că tu ai o problemă, nu știu cum mi se întâmplă. Ești la fel de ignorant. Acum sigur că ce spun eu nu sună bine, dar nu știu să o spun altfel. Ori de câte ori citesc câte o lucrare de licență sau câte o teză de doctorat sau un referat de parcurs doctoral, cam în 10 minute îmi dau seama cu cine am de-a face. Da. Nu știu cum ni se întâmplă mie, de eu pot să descoper plagiatul fără probleme. Da, sigur că nu citesc decât teze din zona mea de expertiză. Să mai facem un lucru. Un coordonator de doctorat are un parcurs de 2-3 ani până, asta în cazul respectării și neprelungirii, în care tu citești niște referate, tu citești dacă pe parcurs. Citești. Dacă le faci. Da. Dacă le citești și dacă le citești, să fi fost tu la rândul tău încărcat de literatură. Da, pentru treci asta, tu prin pentru asta ai devenit, altfel se cheamă impostură. Păi exact. Pe asta stimată doamnă și stimate coleg, sistemic România are o problemă, pentru că eu cunosc oameni care au ajuns conducători de doctorat și care nu sunt de nici o treabă. Nu vreau să mă exprim mai contondent. Da, da. Că, dar m-am respectat eu. M-am exprimat. S-ar putea eu să aveți probleme cu CNA-ul după aia. Da? Deci oameni care nu sunt capabili și n-ar fi fost într-o lume normală niciodată legitimați să coordoneze teze de doctorat, au ajuns conducători de doctorat pentru că au bifat câteva articole în niște reviste, pentru că au urmărit cu scrupulozitate criteriile în baza cărora devii conducător și pentru că în țara românească, și mi-asum ceea adică ce spun, adică pentru oamenii după Hirș. Stimată doamnă, în țara românească nu citește nimeni conținuturi. Ajungi profesor universitar și conducător de doctorat pe număr, pe criteriu cantitativ. Are 6 cărți, are 113 articole, 4 proiecte, 5 citări, 50 de nu știu ce. Și scorul Hirș. Dar nu stă nimeni, și scorul Hirș. Da? Nu stă nimeni să citească și anume conținuturi. Că dacă ne-am apucat de citit conținuturi, ar fi o mare problemă. Mai țineți minte? Am ajunge de pildă să constatăm că una și aceeași persoană a publicat o carte de 3 ori cu 3 titluri diferite și că a publicat de 15 ori același studiu cu 15 și s-a autocitat și s-a autoplagiat și s-a reprodus și s-a reproduce la nesfârșit. Mai țineți când am vorbit despre cărțile de revoluție, care în aceeași chestie intră, pentru că nu se verifică conținutul și sunt date pe bandă rulantă. În momentul în care ți însușești bani, pentru că tot vorbim de respectul față de lege, respectul față de lege însemnând și respectarea legii. Da. Sau respectarea. În momentul în care tu îți însușești finanțe, bani, tu îți însușești venituri constante din asta, din activitatea ta de academică, da. Dar nu numai. Doctoratul este cel care aduce un plus la veniturile salariale. Nu mai aduce? Nu mai aduce. Deloc? Nu. În nicio poziție? Nu, dar pe de altă parte, pe de altă parte, doctoratul este o condiție de a ajunge fi profesor, într-o poziție sigur. De a face o carieră academică. De a face o carieră academică. În momentul în care tu ești în impostură, deci nu ești pe linie conform legii. Dacă e să mă întrebați pe mine, din momentul în care ai descoperit un plagiator, numai că el trebuie dat afară din învățământ, da? Dar mai ales în zona asta universitară. Și trebuie destructurată toată trebuie linia. Trebuie destructurată, da? Trebuie dat afară din învățământ, trebuie sancționat cu interdicția de a mai călca vreodată în vreo instituție de învățământ, respectiv de a mai putea fi angajat vreodată într-o instituție de învățământ și trebuie găsite mijloace de publicare a rezultatului celor constatate. Adică noi, atenție, faptele de plagiat trebuie aduse la cunoștință publică într-o manieră de impact. Oamenii trebuie să știe că Ionescu de la Universitatea X și de la Facultatea Y a fost descoperit ca fiind plagiator, motiv pentru care, da, dar câtă vreme facem compromisuri. Nu vreau să fiu rotăcios acum, dar noi avem un prim-ministru, un fost prim-ministru, un al doilea fost prim-ministru, că trebuie să o spunem pe-a dreaptă. Toată lumea.
avem foști miniștri, avem parlamentari, până la parlamentari, știți cum e cu parlamentarii ăștia, se topesc cumva în masa mare a Parlamentului. Dar eu vorbesc de foști prim-miniștri care au fost acuzați și dovediți ca fiind plagiatori. Și nimeni nu spune nimic. Exact. Și oamenii ăștia încă apar în public. Deci e ca povestea aia, după ce a fost condamnat și a stat în pușcărie, da, s-a transformat peste noapte în mare comentator politic și în consilier. Ei, asta nu mai ține de lege. Nu mai ține de lege. Ci ține de imoralitatea, de fapt de amoralitatea în care ne scăldăm. Suntem o societate plasată cumva în afara unor minime norme morale de aici decență. În momentul și nu facem acum. Trebuie să știți că până să devenim infractori, sistem, nu punem sistemul de educație. Până să devenim infractori, suntem mai întâi imorali. Imorali, amorali, infractori. Și după aia infractori. Adică sunt pași și premergători. Sigur. Da. Deci nu, acum când vorbim despre doctorate și nu punem instituțiile de învățământ la zid de dragul de a le pune, nu, și pentru că am nu. Făcut un țel din asta. Bine, dar trebuie să spunem că de la educație, de la acest model, vorbeam de nucleul, de nucleul de educație și vorbeam de când începe, de la familie până la școală, de aici măcar ar trebui să existe acel pilon de bază, de respectare și de model. Adică vorbim de pondere, pentru că dacă ponderea devine din ce în ce mai mare, tu nu mai ai la ce să te raportezi. Nu mai are cine să îți inducă acest respect față de lege, față de morală, față de amorală. Apropo de doctorate plagiate, câtă vreme noi avem un număr record de doctori. Da. Deci atenție, într-o societate normală... Când vorbim de doctori, nu vorbim în științe, de specialiști. Nu vorbim de medici, că acolo vorbim de doctori deficitari. În științe. Da? În diverse științe. Atenție! Nu poți avea atâția conducători de doctorat. Exact. Într-o societate rațional vorbind, nu, ai un număr de creiere care sunt capabile de o performanță înaltă și foarte înaltă și o masă. O la noi, dom'le, am ajuns să facem, vorbim despre masificarea masteratului, vorbim mâine poimâine despre masificarea doctoratului, dar de ce se întâmplă asta? Pentru că noi trebuie să recunoaștem un lucru, în România există doctorat cu taxă de școlarizare. Da, mai este plătești, vii și faci. Când doctoratul s-a transformat într-o condiționare ca să fii pe un post, să te menții pe acest post. Că e inclusiv în învățământul trebuie superior, să eu nu știu. Trebuie să mă duc să fac, nu, păi și în instituții au dat grămadă și și-au luat mastere și și-au asta făcut e altceva. Cursuri. Nu cere nimeni, cel puțin în administrația, menții, nici în justiție, nici în administrația publică, nu ai nevoie de un doctorat ca să faci o carieră. Ai nevoie de mastere? Nici. Păi cum, că au fost sau în administrația grămadă? Publică, pentru funcțiile publice de conducere, într-adevăr, ai nevoie de masterat. Și există niște norme care vorbesc despre completarea studiilor și studii masterale care ai pot făcut fi, din asta? Dar de doctorat n-ai nevoie. Bun. Poți să ajungi judecător de înaltă curte de casație și justiție cu licență în drept. Punct. Fără masterat și fără doctorat. Da, cu bine, asta e teoretic. Nu! Nu, eu am coleg de facultate care a ajuns la înalta curte și nu are nici masterat, nici doctorat. Mai am o întrebare, că eu sunt așa puțin. Toate chestiile astea, cine le verifică? Dacă cei care verifică apar tot din gașca ăstora care au făcut așa ceva, rezultatele pot să ne, deci, să ne există surprindă? Mecanisme de verificare. De pildă, calitatea tezelor e verificată inclusiv de CNATCU, Consiliul Național de Atestare. Da? Există tot felul de proceduri de verificare cu convocarea unei comisii de specialiști și așa mai departe. Problema știți care e? Păi că am relativizat totul. Exact. Am privit doctoratele de proastă și foarte proastă calitate în mod diferit în funcție de titular și nu vreau să spun mai multe. Adică la Ponta n-a fost bine. La domnul Ciucă e și așa și așa. Da, 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 și la doamna Chiuveș a fost foarte bine. Deși între specialiști dau acum cumva. Da, există acești, vorbesc, dar despre, să putem să... vorbesc despre folclorul care circulă între adică juriști. Există, da? O există notă, un dubiu. Sunt de pildă specialiști în Cluj care spun teza doamnei Chiuveș și n-a fost un plagiat, dar e o teză slabă. Dau un exemplu. Aia e altceva. E altceva. Teza lui Ponta a fost un plagiat ordinar. La teza lui Ciucă e așa și așa. Adică în momentul în care relativizezi, în momentul în care, de pildă, dau un alt exemplu, se vorbește în spațiul public despre împrejurarea că doamna van der Leyen
a fost acuzată de plagiat pe teza de doctorat și că există elemente care duc spre confirmarea acestei idei. Și nu s-a întâmplat nimic. Adică nu s-a desăvârșit o procedură de pe urma căreia să se spună greșit. Teza doamnei van der Leyen este în regulă din punct de vedere al standardului științific. Și eu mă întorc aici, am relativizat. Și eu mă întorc aici. Aici este, asta se întâmplă pentru că nu avem o legislație completă, că nu o ducem și nu o respectăm. Eu aici e cel cu vicios. Pentru că legislația ar trebui făcută și de parlamentarii care la rândul lor sunt în această dacă poveste. Dacă nu respectăm legea, dacă nu respectăm tot ce avem în vigoare, pentru că noi legi probabil avem, care da, să acopere tot, cu voință politică, fără voință politică, există acele pârghii pe care, nu știu, un coleg, când vezi că se întâmplă ceva, există acele pârghii pe care le-am avea noi ceilalți, prin care să reglementăm respectarea legii? La îndemână? Adică referiți la povestea cu plagiatele sau în general? În general există, da, chiar și în cazul poveștii cu plagiatele. Este obligat sistemul să-mi arate și să facă asta fățiș? Deci, să facă evidente din fericire pentru noi toți, statul și în mod special statul român, că despre el discutăm așa, aplicat cumva, are mijloace de reacție. Adică de la polițistul de pe stradă care te poate amenda, da? Și până la o instanță de judecată de drept penal care te poate condamna, ai un ecart foarte larg cu diverse tipuri de sancțiuni. Poți fi amendat, ți se poate retrage o autorizație de funcționare. De pildă, dacă noi acum am începe să proferăm aici tot felul de vorbe necuvincioase și acuze nedovedite, da? Și am fi în afara legii, respectiv ne-am apropiat de zona insultei sau a calomniei, cel mai probabil Consiliul Național al Audiovizualului ar reacționa punitiv și pe bună dreptate. Da, dacă edifici o construcție fără autorizație, ți se poate demola construcția, poți fi amendat. Dacă edifici cu încălcarea autorizației, la fel. Dacă ai obținut o autorizație sau un acord cu prin mijloace dolozive, frauduloase, înșelând realitatea percepută de autoritatea publică ce eventual ți-a emis autorizația respectivă, de asemenea autorizația poate fi anulată. Ce faci când sunt instrumente în de în momentul în care ascunzi, ascunzi încălcările de lege, sunt... Acum eu vreau să ce vă spun un lucru. În teoria dreptului, care nu ai transparență conform legislației, în momentul în care... În teoria dreptului, un rol important este livrat așa numitei opinii publice. Problema societății românești este că ea cumva fie nu mai are reacție față de niște fenomene, să zicem, de încălcare a legii, de la diverse, da, în diverse zone, fie reacția este disproporționată, da? Fie e o reacție din asta cumva care, și încerc să-mi aleg cuvintele, dovedește frustrare socială. Și e cumva firesc să ai. Păi pentru că dacă tu vezi, de pildă, niște politicieni care prosperă într-o manieră aproape inexplicabilă și care au un model de viață de ăsta între lux și huzur, fără ca în spatele... Adică ostentativ. Ostentativ. De... Când, față de ceea, da? Ce... Atunci în societate se naște ideea de frustrare, se germinează frustrare. Această frustrare socială este extrem de periculoasă. Poate pentru... Poate să ducă spre furie? E periculoasă spre pentru pacea socială, pentru liniștea publică și în general. Sociale. Și pentru modele. Dar știți care este cel mai mare pericol? Al interiorizării de către fiecare dintre noi a ideii, lasă băi că merge și așa. Și dacă politicianul X greșește și nu plătește, judecătorul X greșește și nu plătește, profesorul X greșește și nu plătește. Angajatul, da? X greșește. Într-o și decizie nu judecătorească, într-un plagiat, într-o decizie politică gravisimă, da, și nu plătește nimeni. Într-o decizie. Eu care am parcat, de pildă, neregulamentar, de ce aș mai plăti? Eu care am trecut pe roșu, de ce trebuie să plătesc? Când altul nu, da? Plătește. Când altul nu. Eu care, de pildă, am, nu știu, furat 200 de lei, de ce să plătesc? Pentru că, atenție, România a cunoscut și situații care, și telespectatorii dumneavoastră, care sunt fără îndoială oameni înțelepți, inteligenți, știu, că în România am asistat și la fenomene în care un furt, o delapidare,
un abuz în serviciu care a avut drept consecință sustragerea unor sume de bani din bugete publice, mari sume de bani, a dus la o condamnare de 3 ani cu suspendare și furtul la 3 saci de cartofi pe timp de noapte a dus la 4 ani cu executare. Și e, aici nu e în regulă. Și mai este ceva. În momentul în care semnalezi un astfel de furt sau astfel de încălcare, ești dus spre zona aceea de cumințește-te amenințare, care e tot o încălcare. Și nimeni, și toată lumea scapă nevinovată. Sau știți, e o încălcare. Atenție, am o altă veste proastă în cadrul acestei emisiuni. Eu sunt convins. Să știți că sistemul de represiune al statului nu e abuz. Nu reușește, nu, că represiunea poate fi legitimă. Dacă încalci legea, reacția represivă e legitimă. Păi da. Da? Nu se pare că nu prinde decât vârful icebergului. Și că fenomenele de încălcare ale legii, în general, că e lege penală, civilă, administrativă, ceea ce nu, statul nu reușește să remedieze și să sancționeze, e de regulă ceea ce nu se vede sub nivelul apei. Care înseamnă tot abuzuri. Și care înseamnă mult mai mult, atenție, vârful icebergului reprezintă mai puțin de un sfert din ce se vede. Acolo e problema, sub nivelul apei. Deci există fenomene de încălcare a legii pe care statul nu reușește să le pedepsească, să le remedieze, pentru că nu vrea, pentru că nu poate sau pentru că nu are știința necesară. Sau poate că nu-i folosește. Sau poate că nu-i folosește. Pentru că tot vorbeam și ne întoarcem la prima idee de la început, legea este un produs politic și asta trebuie să înțeleagă. Ideea este ce facem noi ceilalți ca să putem să beneficiem totuși de respectul față de lege, pentru că până la urmă legea vine să reglementeze. Eu concluzionez, lipsesc oameni, deci din ce am înțeles aici și am fost foarte atent la ce a zis domnul conferențiar, nu pârghile sunt problema, că există oamenii noi, și vedeți ce bine a explicat, dacă de jos, deci de la nivel de copil, ai făcut praf educația, ca să nu-ți apară un om integru. Deci nu, calitatea învățământului, să nu copiezi, sau mă rog, așa, trebuie să-ți un om pe care să-l pui într-o poziție. Ei, s-a reușit un mecanism atât de bine pus la punct, voit, nevoit din întâmplare, ca omul, când va termina ceva, el să nu mai fie integru, din start. Deci e ca și un... Dar pe de altă parte, să ai o posibilitatea să meargă în niște poziții. Și da, aici se oferă, dar e ca un sportiv care pleacă la competiție gata dopat. El nu știe ce va reuși în competiție, dar este gata dopat. Deci el din start este omul care... Vedeți, raportul ăsta dintre lege și destinatar, din punctul meu de vedere, e foarte, foarte dificil de echilibrat. Pentru că noi, de fapt, despre ce vorbim aici? Vorbim despre drepturi și libertăți pe de o parte aici. Și despre ordine publică pe de altă parte. Vorbim despre drepturi și libertăți într-o zonă și despre necesitatea reacției punitive într-o altă zonă. Ori e foarte greu să găsești calea de mijloc și un al doilea Aristotel, e greu să cred că se va lua. Nu găsim calea de mijloc, dar disproporționalitatea trebuie să fie un pic poate. Să știți că toată istoria umanității s-a croit în jurul acestei încercări de a identifica o cale de mijloc între libertate și ordine. Există cărți absolut fabuloase despre acest raport. Evenimente. Iar concluziile profesorilor de drept public din Europa Occidentală și din Statele Unite, concluzii relativ recente, sunt seminarii și conferințe periodice care se organizează cu această temă, iar concluzia lor e una înfricoșătoare. Dacă vreți mai multă ordine, adică liniște publică, siguranță publică, pregătiți-vă să renunțați la drepturile și libertățile voastre. Asta înseamnă că istoria se repetă. Este evident, ciclică. Da. Chiar și în acest domeniu. Asta e un lucru pe care putem să-l... Prea multă libertate duce la anarhie. Și din păcate e foarte greu să gestionezi o societate. Dar nici totalitarismul. Iar totalitarismul, asta e, prea multă ordine riscă să ducă într-o zonă de regim autoritar. Și la pierderea, iar regimurile completă autoritare sunt nefrecventabile pentru că sunt nerezonabile. Și pentru că îți pierzi libertatea de a acționa, de a vorbi, de a gândi și de
inclusiv ceea ce facem noi acum. Orice regim autoritar dezumanizează, după părerea mea. Mai puternic decât chestiile astea care le-au. Asta ne face să putem să savurăm în orice clipă viața, putem să o construim și putem să încercăm să o remodelăm în funcție de momentul istoric pe care îl parcurgem. Nu? Gândiți-vă că noi avem politicieni și chiar voi încheia cu asta, cred că am monopolizat discuția. Avem politicieni, avem politicieni și am avut politicieni care promovează în spațiu public următoarea idee. Decât o democrație bolnavă, mai bine o dictatură sănătoasă. Exact, exact. Eu nu pot să fiu de acord cu astfel de politici. Nu cred că există. Îmi pare foarte rezonabil care să fie de acord cu asta. N-am să cred niciodată într-un politician care îmi spune că vine el să facă ordine. El. Și ăsta este motivul. Ăsta este motivul pentru care și mi-asum în general partidele, formațiunile politice care afișează unica soluție. Soluția, sau dacă vreți, afișează marca salvării. Da? Eu când aud de vrem să salvăm România și că e pericol și avem nevoie de asta transmis un mesaj de tip de toate partidele, toți oameni, dar sunt partide care și-au asumat în siglă ideea de salvare. Eu nu vreau, eu mi-aduc aminte din cărțile de istorie, alea puține pe care le-am citit, despre vocația salvării, da? Frontul salvării naționale. Vocația salvatoare. Atenție, frontul, da? Mișcarea legionară. Comitetul salvării din Franța. Comitetul salvării, perfect, da? Și ca să fiu răutăcios acum, da? SOS. Da? Și Uniunea Salvați România. Fraților, vă rog eu mult, nu vreau să fiu salvat. Vreau să fiu lăsat să trăiesc într-o societate liberă. Asta este opinia unui în ordine, dar liberă, astfel încât dimineața când plec de acasă și mă îndrept spre tribunal, spre cabinet sau spre universitate, să nu-mi fie frică că la un anumit colț de stradă o mașină de culoare închisă se oprește și mă bagă într-o dubă că am spus eu acum două zile sau acum două săptămâni ceva și am deranjat pe cineva. Sau pentru că n-ai dat o prioritate. Eu asta spun oamenilor întotdeauna. Dom'le, cum să votez un om care îmi spunea Vadim Tudor, ca să fim aplicați, că despre morți numai de bine, ajung președinte al României și introduc execuția pe stadioane. Și mitraliez. Da? Nu încheiem în nota asta, pentru că încă ne bucurăm de libertate, încă ne bucurăm. Sperăm. Sperăm ca tot mai mulți dintre noi. Aici vorbim pe stradă, nu pot să vină cu mașina neagră, că e pista de bicicletă. Da. Decât cu bicicleta. Mașina neagră, domnule profesor, mașina neagră în contextul acestei încercări de a convinge are o valoare mai degrabă simbolică. Acum vor veni cu bicicleta neagră și Da, sau cu trotineta, nu? Da, sigur, da. Mulțumesc tare mult, domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră. Vă mulțumim. A fost și noi. Un parcurs în ceea ce ne-am propus noi să vorbim despre respect. Astăzi am vorbit despre respectul față de lege. Mai avem, cred că, multe de vorbit în direcția aceasta. Și de ce? Respectul parcă nu mai este ceva ce face parte din modul nostru de a exista. L-am demonetizat. Da. Nu există, atenție, respectul se învață de acasă. Da? Eu mi-aduc aminte din copilărie, când se întâmpla să calc linia roșie, mama mea avea grijă, inclusiv cu palma aferentă, să mă aducă la realitate. Era un soi de cartonaș roșu. Și vreau să vă spun că e foarte ușor să vezi astăzi. Vezi foarte ușor la un copil dacă e pe drumul cel bun sau nu știți unde. Când trecând pe stradă se întâmplă să fie cu un părinte sau da, și se întâlnește, interacționează cu un matur, cu un om mai în vârstă. Dacă îl va saluta și va vorbi nu tutuindu-l, ci adresându-i se în mod cuvincios, vei ști că acolo mai e o șansă. Mulțumim foarte mult! Numai lucruri de reținut astăzi. Și vești proaste. Nu vești proaste, dimpotrivă, am ajuns la concluzia că istoria se repetă și că ține de noi ce mai repetăm din ea sau ce învățăm din ce știm.
că se repetă. Am putea să, tocmai de asta este important să vorbim despre istorie, ca să culegem de acolo ce nu stă în puterea noastră să repetăm, dar ce putem să eliminăm din greșelile celor care le-au săvârșit înainte, am putea să le eliminăm noi sau să construim mai bine. Mulțumim, mulțumesc tare mult celor doi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă rog să nu ne salvați. Să vă fie. Da, vă rog, nu vrem să fim salvați. Nu vrem să fim salvați. Și nici mântuiți timp, și nici, da, dar în același nu vrem. Timp, vrem să fim lăsați noi, să trăim într-o societate noi toți liberă. Cei mulți putem să ne salvăm. Dacă, asta e cu dacă învățăm să ne respectăm între noi, dacă învățăm să ne ascultăm între noi și dacă știm să reacționăm așa cum trebuie. De aceea, în debutul emisiunii, vă spuneam și nu făceam în glumă că, spre deosebire de domnul profesor Cali, direct implicat în evenimentele din decembrie 89, cu toate avatarurile care au decurs de aici, eu sunt un profitor, deși noțiunea de profitor cumva sună peiorativ. Dar de ce sunt un? Pentru că eu m-am format și m-am bucurat de această libertate. În momentul în care astăzi... Prin sacrificiul și curajul... Pentru mine este extraordinar să pot să mă duc în fața studenților mei sau în fața unei instanțe de judecată și să nu mă tem să rostesc niște cuvinte și să transmit niște idei. Și asta este o formă de respect. Vă mulțumim Sigur tare că mult. Da. Vă mulțumim tare mult, să vă fie bine.